Anca Polocoșer a fost convocată în regim de urgență la echipa națională împreună cu Patricia Vizitiu pentru a se alătura lotului care a plecat miercuri la campionatul mondial din Japonia. Cele două le-au înlocuit pe Cristina Laszlo și Bianca Bazaliu, suspectate de tratament cu laseroterapie intravenoasă, metodă interzisă de instituțiile antidoping. Pe postul de inter stânga, pe lângă Anca Polocoșer, selecționerul Thomas Reid le mai are la dispoziție pe Cristina Neagu și Gabriela Perianu. Tricolorele vor debuta la campionatul mondial pe data de 30 noiembrie în compania reprezentativei Spaniei. Anca Polocoșer a început handbalul la școala gimnazială Ion Creangă din Suceava, sub îndrumarea antrenorului Gheorghe Gheorghiu. Între timp, a mai jucat pentru Clubul Sportiv Școlar 2 Baia Mare, CSM Cetate Deva, Dinamo București, CSM Roman și Minaur Baia Mare.